Din nou în direct, doamnelor și domnilor, tensiunile în familia regală britanică continuă să crească. Prințul Harry a dezvăluit într-un interviu că vrea să reia legătura cu tatăl și fratele său, dar aceștia resping ofranda de pace. Mai mult, ducele de Sussex afirmă că familia regală chiar vrea să-l pună într-o lumină proastă. It never needed to be this way. The leaking and the planting, I want a family, not an institution. They feel as though it's better to keep us somehow as the villains. They've shown absolutely no willingness to reconcile. I would like to get my father back. I would like to have my brother back. Aparițiile prințului Harry sunt tot mai dese, iar declarațiile din ce în ce mai controversate. Abia ce a terminat de filmat un serial despre viața de la Palatul Buckingham și motivul pentru care a vrut să plece de acolo, iar în curând urmează să lanseze și o carte biografică numită Spare. Chiar înainte de lansarea cărții a luat parte la mai multe interviuri unde a oferit detalii picante despre familia regală. Pe lângă faptul că cei de la Palatul Buckingham nu ar fi vrut să reia legătura cu ducele de Sussex, acesta a subliniat că s-a simțit trădat de familie, iar asta a contribuit și mai mult la decizia de a renunța la privilegiile regale. So when we're being told for the last 6 years we can't put a statement out to protect you, but you do it for other members of the family, there becomes a point when silence is betrayal. Cartea Spare este de săptămâni bune în topurile vânzărilor de cărți Amazon pe baza comenzilor în avans. Se spune că ducele de Sussex a semnat un contract de 20 de milioane de dolari cu 4 edituri, precum Penguin și Random House. Există speculații conform cărora printre aceste publicații s-ar număra și un memoriu al soției sale, Meghan Markle. Harry și soția sa, Meghan, au renunțat la îndatoririle regale în martie 2020, spunând că vor să-și construiască o viață nouă în Statele Unite, departe de hărțuirea medicală. De atunci ei au criticat modul în care au fost tratați ca membrii ai familiei regale. Palatul Buckingham a refuzat să comenteze toate aceste întâmplări.